Eu n-am văzut că Dumnezeu i-a vorbit, dacă Dumnezeu este. Da, da, ce? Da. Poate din școală, da? Bună ziua, bună ziua, stimate audiență. Nu s-a audit. Microfonul porniți. Întrebați dacă am avut. 1-1. Da, nu s-a audit. 1-1. Acum s-a audit. Vorbiți în persoană. Bună ziua. Da. Stimate audiență, permiteți mie să deschid ședința Consiliului Științific Specializat, care este format în conformitate cu decizii Agenției Naționale. Așa de frumos o primim. Poate este de aprinsă, da. Ați spărit microfonul din anul? Ce problemă în laptopul ăsta? A, la zi, alt laptop și ala, de rezervă. Microfonul se dublează. Dar nu trebuie sunet, nu trebuie microfon. 1-1, microfonul este dezactivat, vedeți? Îi dau pe Omolceanu? Nu, 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 laptopul este și voi cu microfonul. Nu știu, haideți. Nu știu, e o problemă. E o problemă că... Nu știu. Dacă nu se aude ceva deja. Nu ați așa. Dar vorbiți acolo. Haideți cu microfonul, ca să lucrăm cu notul și să-l mutăm dintr-o parte la altă. Dar nu se lovește, că nu e... Să se dați în mijlocul cu microfonul. Să mai singur de un loc și de cu teren și... Tu vedeți pe mancaul de intrat la tăți. Eu pot să ies acolo și eu am înțeles am de anunțat și de ce... Poftim, dar da, și o să ieși în teren la urmă. Să pălești. Ieși în viață acolo, dar eu... Ca să nu rețin. Stai, 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 Я вам слабо бескуплю. Я ну салуди, да? Ну салуди. Алла, парняш ты меня. Микрофон. Салуди, да. Акума салуди, да? Да. Бună ziua, стимата аудиенца, черем лектаре де ниште факультет технича. Permiteți mie să deschid ședința Consiliului Științific Specializat, care este format în conformitate cu decizia Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și
Cercetarea, deputata de numărul 3, deputată de 27 aprilie 2021. Ordinea de zi, ședinței de astăzi, susținerea publică a tezei de doctor în medicină, a competitoarei Spratenca Ala, cu titlul Impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinuzitei cronice polifoz. Stânsă, eu te activează. Da, vorbesc. Cum din nou? Acum se aude, da. Dar iar din nou se aude. Nu, prim și pe toate. Specialitatea 321.16 otorinolaringologie. Dați voie să prezint componența Consiliului Științific Specializat. Vitriceanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferințar universitar, președinte. Ababei Polina, doctor în științe medicale, conferințar universitar, secretar. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Cobzeanu Mihai Dan, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Gheorghe Popa, Iași, România. Și Tudor Elena, doctor în științe medicale, conferințar universitar. Referenți oficiali: Maniuc Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și Sarofoleanu Caius Codruț, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Gavrilan, București, România. Conducător științific a tezei: Cabac Vasilei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, și consultant științific Vișnevski Anatolii, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. Acum cuvântul se oferă secretarului ședinței, doamnei Polina Abari. Mustemate domnule președinte, mustemați membri ai Consiliului Științific Specializat, mustemați oaspeți, stimați colegi, onorată audiență. Permiteți-mi să vă aduc la cunoștință că actele prezentate în dosar de către candidatul la titlul științific Stratenco Ala, conform anexei 3 al regulamentului de funcționare al Consiliilor Științifice Specializate și conferirea titlurilor științifice corespund cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Toate actele au fost prezentate la timp, obiecții și sugestii ce țin de acte nu au fost. În continuare, succint voi prezenta unele aspecte ce țin de formarea și experiența profesională a pretendentului la titlul științific de doctor în științe medicale Istratenco Ala. Educație și formare. Istratenco Ala a absolvit în 2003 Școala Medie de Cultură Generală din raionul Slobozia, satul Ciuburciu, Republica Moldova. Pe parcursul anilor 2003-2009 a efectuat studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstănițanu, Facultatea de Medicină Generală. În perioada anilor 2009-2013 a efectuat la aceeași universitate studiile postuniversitare prin rezidențiat, specialitatea otorinolaringologie. În 2014 a efectuat un stagiu de perfecționare la disciplina imunologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Timișoara, România. În perioada septembrie-decembrie anului 2014 a efectuat specializarea primară pentru competență în activitate privind medicina de laborator la Universitatea de Stat de Medicină Nicolae Tăstănițanu. În anul 2017 a efectuat specializarea primară pentru competență în activitate audiologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, România. Pe parcursul anilor 2014-2019
a efectuat doctoratul la specialitatea 321.16, otorinolaringologie la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Costănița. Informații privind experiența profesională. Pe parcursul anilor 2008-2013, a activat în calitate de asistent medical în secția microchirurgie și reabilitare chirurgicală, cap și gât a Instituției Medico-Sanitare Publice a Institutului Oncologic. În perioada anilor 2013-2020, a activat în calitate de medic otorinolaringolog de urgență la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenko din orașul Chișinău. Din 2013 până în prezent, activează în calitate de asistent universitar la Catedra de Medicină de Laborator a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Costănițan. Din 2018 și actualmente, activează în calitate de medic otorinolaringolog, medic audiolog, la Instituția Medico-Sanitară Publică, Asociația Medicală Teritorială Centru din orașul Chișinău. Doamna Istratenko a participat în timpul studiilor de doctorat la mai multe conferințe, congrese, simpozioane științifice, printre care cele mai importante sunt următoarele. Conferințele științifice anuale ale cadrelor științifico-didactice, doctoranților, masteranților, rezidenților și studenților Chișinău pe parcursul anilor 2016-2020, conferințele naționale și cu participare internațională ale Societății de Otorinolaringologie de Republica Moldova, Chișinău 2016-2018, conferințele din cadrul expoziției științifico-practice Mod Medicine și Mod Dent, Chișinău 2016-2019, Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervicofacială cu participare internațională realizată în România, Bailey Felix 2016, Conferința Științifico-Practică Moldo-Română a Tinerilor Medici, Rezidenți și Doctoranți în Republica Moldova, realizată în anul 2017. A 42-lea Conventus Aurelie Latina și a 4-lea Congres a Societății Românii de Rinologie, ce a avut loc în 2017, România-Sinaia, a 30-a Conferință Internațională a Tinerilor Medici Otorinolaringologi Marius Plujnikov, Sankt Petersburg, Rusia, în anul 2018, Conferința Națională a Societății Românii de Otorinolaringologie Pediatrică, a 6-a la număr, cu participare internațională, din anul 2018, Sovat România. De asemenea, Conferința Științifico-Practică Anuală Internațională, Medicine Pressing Questions, realizată în Baku, Azerbaijan, în anul 2019. A 5-lea Congres a Societății Românii de Rinologie, Euforie din Nord, Constanța, România, 2019. Și a 4-a Conferință Națională Asociației Românii de Medicină de Laborator cu participare internațională, ce a avut loc în anul 2020, Târgu Mureș, România. Publicații la tema tezei. Rezultatele cercetării obținute de candidatul la titlul științific Istratenko Ala a fost publicate în 14 lucrări științifice, dintre care 5 articole în reviste științifice recenzate, inclusiv 4 fără coautori, 3 articole de culegeri naționale și 3 teze ale comunicărilor științifice prezentate la forumuri naționale și internaționale. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Mulțumim frumos, doamna conferințiar. Mulțumim mult, doamna conferințiar, pentru informația care dumneavoastră ați prezentat. Acum cuvântul se oferă doamnei competitoare. Bună ziua, stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați domni referenți oficiali, stimați colegi, onorată audiență. Am deosebită onoare să vă prezint rezultatele cercetării efectuate pe perioada doctoratului la tema impactul stresului oxidativ în rinosinuzita cronică polipoasă. Calm.
să consulți. Filă dați, nu pe deliță, unde pe deliță, dacă nu dați înapoi, eu vă dat, vă duc la săgeată, ce? Hai dați, vă fac un pot eu la filă. Vă filă, unde, păi la filă, dă... Uitați-vă la mine, uitați-vă cum o să fie. Și ea că e așa, și e așa. Și este cum așa? Și e așa? Vă fac. Și-ar mă să fie greu, zi. Ok. Да то по форме что? Ну, сыграть субтитры. Сыграть субтитры. Ne cerem scuze pentru organizarea tehnică. Și impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinusite cronice polipoase. Rinosinusita cronică polipoasă sau altfel numită polipoza nazală este atribuită grupului de rinosinusită cronică ce întrunește mai multe fenotipuri și patologii inflamatorii ale nasului și sinusurilor paranazale. Este considerată o problemă majoră de sănătate, frecvent întâlnită în practica ORL. Alcătuiește aproximativ, pacienții cu polipoză nazală alcătuiesc aproximativ 20% din toți pacienții cu rinosinusită cronică. Deci, frecvența, prevalența rinosinusitei cronice recidivante este destul de mare. Alcătuiește undeva 20-40%. Deci undeva 20% din pacienți se prezintă cu patologie necontrolată în pofida tratamentului medicamentos și ablației chirurgicale moderne. Polipoza nazală are un impact negativ asupra calității vieții pacienților. Pacienții exprimă diverse tulburări de somn într-o proporție deosebit de mare. Acestea, la rândul său, conduc la afectarea funcției cognitive și apariția depresiei. În plus, polipoza nazală generează costuri semnificative pentru sistemul medical, cele directe și indirecte. Este cunoscut că polipoza nazală este o patologie cu patogenie multifactorială. Cauzele, până în prezent, nu au fost pe deplin elucidate în pofida la numeroase cercetări remarcabile în domeniu, aceasta limitând tratamentul patogenetic, procesul patologic fiind exprimat printr-o tendință mare de recidivare. Datele recente speculează și despre implicarea stresului oxidativ în patogenia polipozei nazale. Stresul oxidativ este termenul folosit pentru afecțiunile produse de speciile reactive de oxigen, care poartă un caracter destructiv și patogenetic, cu înjurarea celulelor și instalarea procesului cronic. Deci, în esență, se produce o deregare a balanței prooxidante-antioxidante în favoarea prooxidanților. Înțelegerea mecanismelor patogenetice ale polipozei nazale preced problema descoperirii metodelor alternative de tratament, dar și de management ale acesteia. În Republica Moldova, până în prezent, nu s-au efectuat studii care ar evalua stresul oxidativ de la nivelul rinosinusal și nu s-au efectuat studii care ar identifica endotipul predominant de polipoză nazală. Am realizat un studiu, scopul căruia a fost de a cerceta implicația stresului oxidativ în patogenia polipozei nazale în vederea optimizării managementului și atitudinii terapeutice. În concordanță cu scopul stabilit, s-au trasat următoarele obiective.
Aprecierea valorilor serice și regimului senzale ale markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant, derivațiilor oxidului nitric și profilului citochinic pro și antiinflamator la pacienții incluși în studiu. Estimarea manifestărilor clinico-funcționale și calității vieții pacienților și corelarea acestora cu valorile markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant, derivațiilor oxidului nitric și paternului inflamator. Relevarea asocierii dintre profilul citochimic și markerii stresului oxidativ, sistemului antioxidant și derivațiilor oxidului nitric la pacienții incluși în studiu. Stabilirea modificărilor histopatologice ale mucoasei rinosinusale și corelarea lor cu valorile markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant și paternului inflamator. Și elucidarea rolului stresului oxidativ și inflamației oxidative în colicoza nazală, în vederea optimizării managementului și atitudinii terapeutice. Material și metode. Pentru realizarea scopului și obiectivelor, s-a realizat un studiu epidemiologic analitic de tip case control, acesta fiind desfășurat în perioada anilor 2016-2019. Studiul a fost efectuat la clinica ORL din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneagă. Volumul eșantionului reprezentativ a constituit 86 de pacienți. Cazurile au fost numite subiecții de studiu, care aveau rinosinuzită cronică polifasă și persoanele de control erau numiți subiecte de studiu fără polip nazal, adică pacienții cu diagnosticul de deviație septului nazal și hipertrofie de cornete. Deci criteriile generale de includere în studiu au fost următoarele. Criteriile EPLUS de definire a polipozei nazale la adult, diagnosticul de hipertrofie de cornete sau deviația septului nazal cu scorul VAS pentru obstrucția nazală comparabil cu cel din polipoza nazală, vârsta mai mare de 18 ani și consimțământul informat obținut de a participa la studiu. Criteriile de excludere au fost vârsta mai mică de 18 ani, sarcina lactația, persoanele care sufereau de boli cronice grave, utilizarea recentă de cursul ultimelor 2 săptămâni a unor remedii medicamentoase cu proprietăți antioxidante, utilizarea recentă pe parcursul ultimelor 4 săptămâni a glucocorticosteroizelor, ecatopici sau sistemici și refuzul de a participa la studiu. Metodele de investigare aplicate în cercetare au fost cele generale, care au inclus chestionarea anamnestică, cercetarea documentației medicale, metode speciale cu examinarea clinică ORL, determinarea scorului VAS, scorului subiectiv estimat de către pacient, de pacienți a unor simptome clinice prin scala vizual analogă. Pentru obstrucția nazală, rinoree, tulburările de miros, aprecierea scorului calității vieții estimat prin chestionarea SNOT-22, determinarea funcției olfactive prin metoda semi-cantitativă și examinarea endoscopică și imagistică prin tomografie computerizată a pacienților din lotul de cază. Examenul histopatologic al polipelor nazali și metodele de laborator care au inclus concentrația serică și titulară ale markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant, derivațiilor oxidului nitric și profilului citochimic. Deci de la toți pacienții au fost prelevate specimene de sânge și specimene de țesuri, de la pacienții cu polipoză nazală s-au prelevat respectiv polipii nazali și de la pacienții cu deviația septului nazal, hipertrofie de cornete s-au prelevat mucoasa nazală. Probele de ser și țesut proaspăt obținute au fost castrate la temperatura minus 40 până la efectuarea analizelor de laborator. Analizele au fost efectuate în Laboratorul Științific Central al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestemițan. Caracteristica generală a pacienților incluși în studiu. Este important să menționez că pacienții din lotul cazuri și control nu prezentau diferență în ceea ce privește obstrucția nazală. Deci aceasta a și fost un criteriu de includere a pacienților în loturile de studiu. Au prezentat diferență pacienții din loturile de studiu în ceea ce privește vârsta, statutul de fumător curent, intervențiile chirurgicale în anamneză și unele semne clinice, carinorie, tulburările olfactive și scorul de calitate a vieții. Evaluarea markerilor stresului oxidativ. Deci în cadrul studiului s-au evaluat nivelul seric și tisular al parametrilor care evaluează statutul oxidant, și anume aldehida malonică și produsii proteici de oxidare avansată. În baza acestei analize s-a constatat că nivelul acestora este cu mult mai mare în lotul de cazuri
și această diferență, compartit cu lotul de control și această diferență fiind semnificativă statistic. În cadrul studiului s-a examinat activitatea serică și tisulară a parametrilor care evaluează statutul antioxidant, constatându-se că în lotul de cazuri aceștia au o valoare scăzută comparativ cu lotul de control, cu diferențe semnificative statistic pentru toți parametrii. Estimarea impactului statutului oxidant și antioxidant ca și factor de risc în polipoza nazală a fost unul din obiectivele studiului nostru. Aceasta a fost examinat prin analiza statistică care folosește tabelele de contingență 2x2 care determină un coeficient, așa numitul odds ratio. Acesta a fost calculat pentru activitatea oxidantă și activitatea antioxidantă. S-a constatat că pentru activitatea antioxidantă nivelul acestui coeficient a fost mult mai mare decât 1, ceea ce semnifică că activitatea oxidantă prezintă mai degrabă prezintă un factor de risc pentru polipoza nazală și coeficientul pentru activitatea antioxidantă s-a dovedit a fi mai mic decât valoarea lui 1, ceea ce semnifică că activitatea antioxidantă ar fi mai degrabă un factor de protecție. Aceasta a fost analiza univariată. Am bănuit că puteau să existe unele unii factori de confuzie, precum domiciliul urban, fumatul, nopțile profesionale, din considerentul că acestea ar putea influența statutul oxidant. Am efectuat în continuare o analiză statistică multivariată, și anume regresia logistică, în rezultatul căreia am obținut pentru activitatea oxidantă valoarea lui odds ratio mai mare decât 1, chiar cu intensificarea acestuia. Pentru activitatea antioxidantă, valoarea mai mică decât 1, ceea ce prezintă un factor de protecție pentru polipoza nazală, și pentru variabile domiciliu, fumat și nopții profesionale, valorile lui odds ratio au fost mai mari decât 1, ceea ce aparent pare că aceștia pot fi niște factori de risc, doar că nu s-au depistat diferențe semnificative dintre grupurile de studiu. Ceea ce mai necesită investigații în continuare. În cadrul studiului s-a analizat concentrația serică și tisulară a derivaților oxidului nitric, și anume nitrații, nitriții și oxidul nitric. S-a evaluat în urma evaluării valorilor serice, deci nu s-au constatat diferențe semnificative între loturile de studiu. În urma evaluării valorilor tisulare, deci s-a constatat că acestea sunt mai scăzute decât în lotul de cazuri decât în lotul de control, cu diferențe semnificative dintre lucruri. Deci niște rezultate care par a fi ciudate, deoarece este cunoscut că oxidul nitric, sursa lui principală, sunt sinusurile paranazale, plus mai este prezent și componenta inflamatorie, și deci trebuia să obținem niște valori mai mari. Deci aceste descoperiri paradoxale se explică prin obstrucția mecanică cu țesut polipos a ostiumului sinusului maxilar, ceea ce împiedică difuzarea oxidului nitric din sinusurile paranazale în cavitatea nazală, de unde au și fost prelevate fragmentele de polip nazal. În cadrul studiului au fost cercetate concentrația citochinilor proinflamatorii, interleuchina 6, interleuchina 1 beta, factor de necroză tumorală alfa, și s-a constatat că acestea au avut valori cu mult mai mari în lotul de cazuri comparativ cu lotul de control, deci cu diferențe semnificative între loturile de studiu. În cadrul studiului s-au studiat și concentrația citochinilor antiinflamatorii, interleuchina 10, TGF beta 1, constatându-se că acestea au avut valori mai mari în lotul pacienților de cazuri comparativ cu lotul de control, deci cu diferențe semnificative dintre loturile de studiu. Un alt obiectiv al studiului nostru a fost analiza corelațională dintre unele manifestări clinice și nivelul seric și tisular al oxidanților și antioxidanților. Deci, la analiza corelațională dintre nivelul seric al oxidantului aldehid amalonică, deci nu s-au depistat corelații sau acestea au fost neglijabile, deci cu manifestările clinice, când la evaluarea acestea cu
aldehida amolonică tisulară, deci s-au evidențiat corelații moderate pozitive dintre obstrucția nazală, tulburările de miros și calitatea vieții. La evaluarea corelațiilor dintre antioxidantul superoxid dismutază și valorile și manifestările clinice, deci la nivel seric nu au fost identificate corelații sau acestea au fost neglijabile. Pe când la evaluarea superoxid dismutazei tisulare cu manifestările clinice s-au evidențiat corelații moderate negative cu obstrucția nazală, cu tulburările de miros, cu sporul endoscopic, ceea ce semnifică că cu cât aceasta este mai scăzută, cu atât sunt mai severe semnele clinice. În cadrul studiului s-a mai efectuat și analiza corelațională dintre unele manifestări clinice și nivelul seric și tisular al oxidului nitric. Analiza corelațională dintre oxidul nitric seric și manifestările clinice nu a relevat prezența, nu a relevat existența corelațiilor. Pe când la evaluarea oxidului nitric tisular cu manifestările clinice s-au identificat corelații negative moderate cu obstrucția nazală, cu tulburările de miros și cu scorul Land-Kennedy, scorul endoscopic. Deci o corelație moderată negativă cu tendință spre una mai puternică. În cadrul studiului au fost analizate și corelațiile dintre citochinele proinflamatorii și markerii stresului oxidativ. Astfel, au fost identificate corelații dintre interleuchina 6 serică și de aldehida malonică tisulară, deci o corelație moderată pozitivă, și dintre interleuchina 6 și oxidul nitric tisular, o corelație moderată negativă. De asemenea, dintre TNPA alfa și de aldehida malonică tisulară și dintre TNPA alfa și superoxid dismutaza tisulară, o corelație moderată negativă. Au fost analizate și corelațiile dintre citochinele antiinflamatorii și markerii stresului oxidativ, identificându-se corelații dintre TGF-beta și superoxid dismutază, deci o corelație moderată negativă, și dintre TGF-beta și oxidul nitric tisular. Un alt obiectiv al studiului nostru a fost de a analiza aspectul histopatologic al polipilor nazali. Deci, în acest grafic de tip I se vizualizează distribuția tipurilor de polip nazal în dependență de infiltratul celular în rinosinusită cronică polipoasă. Deci, polipii alergici și fibroinflamatori predomină la pacienții incluși în studiu. Deci, pentru a verifica dacă au existat diferențe dintre tipurile de polip nazal, s-a efectuat un test statistic tipatat pentru un singur eșantion, rezultatul căruia semnifică că nu au existat diferențe semnificative statistic între tipurile de polip nazal. Pentru cuantificarea tipului de inflamație în polipoza nazală s-au analizat și citochinele proinflamatorii și antiinflamatorii în dependență de aspectul histopatologic al specimenilor de țesuri. În urma acestei analize s-au identificat diferențe semnificative pentru valorile TNF-alfa, interleuchina 6, TGF-beta și interleuchina 10. În continuare, pentru a vedea diferențele valorilor acestor citochine în tipurile de polip, s-a utilizat o procedură statistică specială care ne-a permis să identificăm diferențele. Deci, în urma comparării nivelului TNF-alfa și în tipurile de polip nazal, s-a determinat că există diferență între diferență semnificativă dintre tipii polipii alergici și polipii fibroinflamatori. În urma comparării nivelului interleuchine 6 în cele trei tipuri de polip nazal, s-a evidențiat că există diferențe între polipii alergici și cei fibroinflamatori, cu diferență între grupuri. Comparând nivelul TGF-beta în cele trei tipuri de polip, s-a identificat diferență între polipii alergici și cei fibroinflamatori, și la compararea nivelului interleuchinei 6 în cele trei tipuri de polip,
S-au identificat diferențe între polipii alergici și cei fibroinflamatori, precum și între polipii alergici și cei cu hiperplazie a glandelor seromucoase. Deci ceea ce poate fi vizualizat în box-plot-urile respective. Un alt obiectiv al studiului a fost de a cerceta concentrația markerilor stresului oxidativ în polipii nazali după aspectul histopatologic. Deci în cele trei tipuri de polip nazal, alergici, fibroinflamatori și cu polip cu hiperplazie a glandelor seromucoase. Deci în urma acestei analize s-au identificat că nu au existat diferențe semnificative între cele trei tipuri de polipe ale markerilor stresului oxidativ și sistemului antioxidant. Deci stresul oxidativ este prezent în toate tipurile de polip, indiferent de aspectul lor histopatologic. Deci, în baza obiectivelor au fost trasate 5 concluzii generale. Deci, prima concluzie, oxidanții serici și tisulari s-au dovedit a fi mai mari în lotul pacienților cazuri și activitatea antioxidanților mai mari în lotul de control, aceasta sugerând despre dezechilibrul oxidanți-antioxidanți în favoarea oxidanților în polipoza nazală. Oxidanții majorați prezintă un factor de risc pentru polipoza nazală, pe când antioxidanții mai degrabă un factor de protecție. Deci nu s-au identificat în studiul diferențe dintre loturi la evaluarea nivelului seric de derivație oxidului nitri, deci evaluarea lor nu aduce plus valoare managementul polipozei nazale. S-a identificat o scădere paradoxală a derivațiilor oxidului nitric tisular în polipoza nazală, aceasta sugerând despre dereglarea permeabilității ostiumului sinusului maxilar de către polipii nazali. În lotul cazuri s-a determinat o producere semnificativă a interleuchinii 6, TNF-alfa și interleuchinii 1-beta, aceasta sugerând despre inflamația neutrofilică, precum și o producere semnificativă a interleuchinii 10 și TGF-beta 1, interpretată ca un răspuns compensator la nivelul ridicat de citochine proinflamatorii. Concluzia 2. În urma studiului, nu asociere de corelație dintre semnele clinice subiective și obiective și indicii serici de aldehida malonică, oxidul nitric, superoxidismutaza, catalaza, deci nu au existat, deci aceștia nu pot fi folosiți pentru aprecierea severității polipozei nazale. Dintre superoxidismutaza serică și cea tisulară s-a determinat o corelație moderată pozitivă, deci aceasta poate fi propusă ca un indicator al apărării locale împotriva speciilor reactive de oxigen. Semnele clinice și scorul calității vieții corelează pozitiv cu oxidanții tisulari și negativ cu antioxidanții și oxidul nitric tisular. Valorile mai mari ale oxidanților și mai mici ale antioxidanților determină severitatea patologiei. Citochinele proinflamatorii corelează pozitiv cu semnele clinice și calitatea vieții. Severitatea polipozei nazale este determinată de paternul proinflamator al inflamației. Deci TGF-beta corelează pozitiv cu semnele clinice, ceea ce susține ipoteza implicării acesteia în polipogeneză prin procesele de remodelare tisulară. În concluzia 3, citochinele proinflamatorii, interleuchina 6, TNF-alfa, corelează pozitiv cu prooxidanții, aldehida malonică, și negativ cu antioxidanții, superoxidismutaza, ceea ce sprijină complexitatea polipogenezii manifestate primordial prin inflamații care favorizează stresul oxidativ. Concentrația TGF-beta corelează negativ cu concentrația superoxidismutazei și oxidului nitric tisular, ceea ce susține ideea că obturarea ostiumului sinusului maxilar de către polip dereglează permeabilitatea acesteia. Concluzia 4. Studiului nostru s-au identificat polipi alergici în 45,8% cazuri și polipi de tip fibroinflamatori în 41,7% cazuri. S-au identificat diferențe semnificative dintre polipii alergici și fibroinflamatori raportat la nivelul de interleuchină 6, TNF-alfa, interleuchină 10, TGF-beta, acestea fiind mai scăzute în țesutul polipos de tip alergic comparativ cu cel de tip fibroinflamator, ceea ce permite atribuirea tipului de polip nazal un model specific de inflamație. Deci pentru polipii fibroinflamatori, inflamația de tip 1 și pentru cei de tip alergic, inflamația de tip 2. Ceea ce prezintă interes în tratamentul și supravegherea pacienților cu polipoză nazală. S-a constatat că nu au existat diferențe semnificative dintre tipul de polip nazal și nivelul markerilor stresul oxidativ, ceea ce permite să afirmăm că stresul oxidativ este prezent în țesutul polipoz nazal, indiferent de aspectul histopatologic.
Problema științifică soluționată în teză s-a rezumat la demonstrarea impactului stresului oxidativ în patogenia polipozei nazale. Din punct de vedere practic, cu astfel de constatare, ar putea pune accentul pe optimizarea tratamentului pacienților cu polipoză nazală prin includerea remediilor antioxidante ca și adjuvanți pentru prevenirea efectelor de injurie ale radicalilor libere, pe lângă tratamentul principal, selectat în baza constatării endotipului de polipoză nazală. Eozinofilic sau non-eozinofilic. Deci, căile biologice complexe ale reacțiilor redox și metabolismului oxidului nitric, precum și ale homeostaziei imune în căile respiratorii superioare, în special cele implicate în patogenia polipozii nazale, necesită investigații suplimentare. Noutatea și originalitatea științifică. Deci a fost realizat un studiu complex pentru stabilirea impactului stresului oxidativ în patogenia polipozii nazale cu elucidarea corelației dintre stresul oxidativ și aspectele clinico-funcționale, calitatea vieții, precum și stabilirea endotipului predominant de polip nazal în Republica Moldova, prin evaluarea profilului citochimic și cuantificarea cu aspectele citopatologice ale polipelor. Problema științifică soluționată, studiul a demonstrat impactul stresului oxidativ ca factor de risc în patogenia polipozii nazale, s-a stabilit tipul inflamației predominante, respectiv endotipul predominant pentru Republica Moldova, ceea ce prezintă interes în strategiile terapeutice și pronosticul recurențelor. Semnificația teoretică, studiul reprezintă un suport științific important ce orientează spre noi studii în domeniu legate de diagnosticul endotipurilor prin sinuzitelor cronice și tratamentul medicamentos țintit al pacienților cu polipoză nazală. Și valoarea aplicativă, rezultatele cercetării se vor utiliza, credem, în planificarea măsurilor de profilaxie a recurențelor polipozii nazale, precum și a managementului terapeutic oportun al pacienților cu polipoză nazală și comorbidități care induc așa numită dificultate de a trata. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim, doamna competitoare, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum poftim cine are întrebări către doamna competitoare. Nu sunt. Iar nu sunt. Mulțumim, doamna competitoare, pentru prezentarea noastră. Și acum poftim cine are întrebări referitor la... Da, desigur, poftim, domn profesor. Minecologia, minocinozidii cronici polifaje, este implicat în unii de factor de risc. Care din acești factori au cea mai mare influență asupra riscului de instalare la polipozii nazale? Mulțumesc, domnule. Și a doua întrebare? Întrebarea mea ar fi următoare. Ce considerat primar și ce considerat secundar? Stresul oxidativ sau răspunsul inflamator? Atât. Mulțumesc. Stimate domnule profesor Valentin Gudumac, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, într-adevăr, rinosinusita cronică polipoasă este o patologie cu patogenie multifactorială. Mulți factori sunt implicați în patogenie. Primordial, deci, rolul principal deține totuși inflamația. Deci, inflamația este factorul principal. Locus morbi, deci factorul de declanșator principal, considerat inflamat. Deci, ce este primar, inflamația sau stresul oxidativ? Deci, pe de o parte, inflamația este primordială din considerentul că
sunt implicate în procesul patologic mai multe celule inflamatorii, care, spre exemplu, eozinofile, neutrofile, care ca și răspuns al imunității născute, luptând cu un agent patogen, deci eliberează acele specii reactive de oxigen. Deci inflamația favorizează stresul oxidativ, iar stresul oxidativ menține inflamația, deci se include acel cerc vicios. Iar pe de altă parte, dacă radicalii liberi, deci știm că acești, sursa lor mai poate fi și exogenă, ca urmare a expunerii, spre exemplu, a radiații ionizante, ozon, poluarea mediului, fumul de țigară. Deci, în acest caz, oxidanții conduc la injuria epiteliului rinosinuzal, deci cu instalarea inflamației. Deci, fiecare caz, cred că este particular. Dar important este că ele sunt într-o interconexiune unele cu altele. Atât informația, cât și stresul oxidativ. Se formează un cerc vicios. Deci, pe de o parte, ele radicalii liberi se pot forma. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Poftim, cine mai are întrebări? Către competitoare, rog. Mai sunt întrebări? Domnule profesor Sarafăleanu, mă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Deci, întrebarea, n-am auzit-o bine, dacă am folosit în practica de rutină. Nu. Întrebarea era dacă veți folosi acum încolo la pacienții dumneavoastră în mod obișnuit de determinarea acestor marcări. Deci, din markerii serici, doar unul a prezentat corelație cu cel tisular, deci este doar superoxid dismutaza. Restul, deci nu au fost identificat, pentru restul markerilor serici n-am identificat corelații. Deci nu are rost să-i folosim, dar să examinăm markerii stresului oxidativ din polip, deci este clar deja că el este prezent și... Deci, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos. Poftim, cine mai are întrebări? Da, poftim, domn profesor. Cerem scuze, domnul profesor, dar n-am auzit pe deplin întrebarea. Vă rog mult să repetați încă o dată. În funcție de endotipul rinosinuzitei cronice polipoase, care sunt metodele de tratament. Da, 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 da. Deci, în dependență de endotipul
polipozii nazale, deci sunt două endotipuri, cel eozinofilic și cel non-eozinofilic, în care se instalează inflamație tip 2 sau inflamație tip 1. Deci aceasta am remarcat că prezintă interes pentru tratament, pentru supravegherea pacienților. Deci pentru pacienții cu rinosinusită cronică, polipoasă, eozinofilică, deci aceștia răspund mai bine la tratamentul cu glucocorticosteroizi, deci așa estimează datele literaturii de specialitate, pe când pacienții cu rinosinusită cronică, polipoasă non-eozinofilică sau neutrofilic sau neutrofilică, inflamația neutrofilică, reacționează mai bine, răspund mai bine la tratamentul chirurgical. Deci, Da. Poftim să vă întrebare. Da, desigur. Poftim, încă o întrebare. Părinește microfon. Mulțumesc pentru întrebare. Deci, în urma acestui studiu am ajuns la concluzia, deci am cercetat mai multă literatură de specialitate, deci am ajuns la concluzia că antibioticele bactericide deci favorizează formarea speciilor reactive de oxigen, deci ca și un răspuns, deci ca și o etapă, să spun așa, ajutătoare pentru a distruge agentul patogen. Deci, dacă folosim abuziv, dacă administrăm abuziv aceste antibiotice bactericide la pacienții cu rinosinusite cronice, deci riscăm să dereglăm acea balanță de prooxidanți antioxidanți. Deci, conform studiilor, sunt mai efective sau mai puțin dăunătoare antibioticele bacteriostatice, deci cum ar fi cele din grupul macrolidelor. Eritromicina, claritromicina, roxitromicina. Deci ele având și un efect antiinflamator, imunomodulator pe lângă cel antibacterial. Deci antibioticele, da, au fost și o uimire a mea, antibioticele bactericide, cum ar fi amoxicilina, levofloxacina, deci contribuie la formarea speciilor reactive de oxigen. Poftim încă întrebări, văd că doamna Elena Tudor are o întrebare, poftim. Poftim întrebarea. Nu s-a auzit până ce. Cine mai are întrebări, vă rog? Nu mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci dați voie să ofer cuvântul secretarului ședinței pentru prezentarea informației referitor la etapele susținerii tezei și la despre avizele referențelor neoficiale care au fost primite de comisie. Poftim! Președinte, mulțumați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată audiență.
Spre atenția dumneavoastră se prezintă deciziile și hotărârile luate la etapele precedente de discuții și aprobare a acestei lucrări. Inițial voi prezenta avizul Catedrei de Otorinolaringologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stănițanu, referitor la teza de doctor în științe medicale, elaborată de doamna Istratenko Ala, la tema impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinuzite cronice poligoase, specialitatea 321.16, Otorinolaringologie, proces verbal, numărul 6 din 26 noiembrie 2020. Decizia a fost următoarea. Teza de doctor cu tema impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice polipoase, elaborată de doamna Stratenko Ala, reprezintă o lucrare științifică actuală, finisată, metodologic, realizată corect, cu importanță teoretică și practică, care corespunde exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, înaintate pentru tezele de doctor în științe medicale și după redactare poate fi înaintată pentru examinare și aprobare la seminarul științific de profil 321. Medicina generală, specialitatea 321.16 otorinolaringologie și 321.17 oftalmologie, în vederea obținerii titlului științific de doctor în științe medicale, specialitatea otorinolaringologie 321.16. În mod deschis, propunerea a fost votată unanim pro. Urmează hotărârea seminarului științific de profil 321, Medicina Generală, specialitățile 321-16, Otorinolaringologie și 321-17, Oftalmologie, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stănițanu, referitor la teza doamnei Stratenko Ala, impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice, pulicoase, specialitatea 321.16 otorinolaringologie din 17 decembrie 2020, procesul verbal numărul 1, este următoarea. În primul rând, tema tezei de doctor în științe medicale a doamnei Stratenko Ala este actuală, scopul cercetării fiind realizat pe deplin, lucrarea este scrisă la un nivel teoretic remarcabil, forma și stilul expunerii corespund directivelor actuale. Teza conține noutate științifică, valoare aplicativă și se conformează cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale. Punctul 2. Până la promovarea tezei spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat, lucrarea urma a fi redactată lingvistic și în concordanță cu cerințele tehnice ale ghidului privind perfectarea tezelor de doctor în științe medicale și a rezumatelor. Punctul 3. Conținutul tezei corespunde specialității 321.16 otorinolaringologie și punctul final, teza de doctor prezentată de doamna Stratenko Ala în conformitate cu prevederile punctului 23 al regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil, aprobat prin decizia numărul 38 din 10 octombrie anului 2018 a Consiliului de Conducere al ANECEC, anexa 1 la regulament, a acumulat 73 de puncte, deci se apreciază ca bună și se propune pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat. Prin vot deschis unanim, s-a luat decizia de a recomanda teza doamnei Istratenko Ala pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat ad hoc la specialitatea 321.16 otorinolaringologie. Privind note informative privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor în științe medicale a doamnei Stratenko Ala cu tema impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice polipoase, specialitatea 321.16 otorinolaringologie. În baza examinării tezei de doctor în științe medicale a doamnei Stratenko Ala în cadrul Comisiei de Experți în Științe Medicale a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au fost formulate următoarele obiecții și recomandări. Punctul 1. De a redacta obiectivele tezei prin excluderea obiectivului 1, deoarece orice teză prevede și studiul literaturii de specialitate, și a delimita sarcinile din obiectivul 4 și 5, deoarece ele se suprapun parțial. Punctul 2. De a redacta concluziile generale prin a exclude alineatul de introducere și concluzia 1, deoarece nu reflectă rezultatele cercetării proprii. De a exclude comparațiile de literatură analizată și de a argumenta concluziile cu date bine determinate.
de a finisa sub aspectul formei lucrarea în strictă conformitate cu ghidul de redactare a tezei de doctor aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC numărul 5 din 18 decembrie anul 2018. De a substitui concluziile la capitole cu un subcapitol de sinteză, tabelele și figurile se impun a fi pe un fundal alb, în lista abrevierilor de ordonat prescurtările în ordine alfabetică și utilizarea acestora în text conform listei și de a potrivi numărul capitolelor în concordanță cu cerințele ghidului respectiv. Decizia ședinței prealabile a Consiliului Științific Specializat din 21 mai anul 2021 este următoare. Au fost luate în considerație recomandările și obiectivele formulate în nota informativă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la teza de doctor în științe medicale a doamnei Istratenko Ala cu tema Impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice, polipoase, specialitatea 321.16, otorinolaringologie. Teza a fost aprobată și poate fi admisă la susținerea publică în cadrul Consiliului Științific Specializat B 321.16-21-17. A autoriza multiplicarea rezumatului tezei de doctor în științe medicale a doamnei Istratenko Ala cu tema Impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice polipoase, specialitatea 321.16, otorinolaringologie. Acestea au fost deciziile luate la etapele precedente. În momentul de față, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință avizele rezumatelor tezei cu tema Impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice polipoase, expediate la adresa Consiliul Științific Specializat de 321.16-21-17. De la domnul doctor dr. Berteșteanu Șerban Vifor Gabriel, profesor universitar, șef clinică otorinolaringologie și chirurgie cervicofăcială, Spitalul Clinic Colța a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, România, președintele Societății Române de otorinolaringologie și chirurgie cervicofăcială. De la domnul dr. Silviu Albu, profesor universitar, catedră de otorinolaringologie și chirurgie cervicofăcială a Universității de Medicină și Farmacie Iulie Hațeanu, Cluj-Napoca, România. De la domnul dr. Danilo Vlucean, doctor habilitată științe medicale, profesor universitar, șef clinică otorinolaringologie pediatrică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stămițan. Și de la doamna dr. Stratula Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, șef catedră de biochimie și biochimie clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stămițan. În aspect general, toate avizele sunt pozitive, este evidențiată noutatea științifică și valoarea aplicativă a tezii. Obiecții nu sunt. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Noi vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, doamna secretar, doamna conferențiar. Acum trecem la discuții și la oferim cuvântul referenților oficiali a tezei de doctor în medicină. Și acum poftim după listă la noi prima în componența Consiliului Științific, doamnă Elina Adam. Referență oficial, ce rectare. Domnul profesor Maniuc, doctor habilitat în științe medicale. Poftim. Domn profesor. Salut de bine, doctor. Am analizat un alt interes
Să vă mulțumim
Profund recunoscătoare și pentru analiza atentă, lectura
pentru recenzia oferită lucrării noastre, pentru timpul prețios acordat și pentru înaltă apreciere. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult pentru recenzia asta. Acum, cuvântul se referă domnul profesor Procăru Știință, care e domnul Codorul Creu, Sărăt Creu. Vă rog frumos, domnul profesor. Domnule președinte, stimați colegi, dragă doamnă doctorandă, în primul rând adresez felicitări doctorandei pentru modul cum am prezentat astăzi, pentru felul cum și-a susținut studiul doctoral pe care l-a efectuat și pentru munca pe care a depus-o în acești ani, cum e bine în această teză pe care am adus-o și pe care am trimis recenzia către universitatea noastră. Apoi aș vrea să-l felicit pe domnul profesor Cava, conducătorul științific, pentru că a știut ce se ceară de la doctorandă, să scoată cât mai multe noțiuni științifice noi, cu aplicabilitate practică din această teză. Vă felicit în dată, domnule profesor, și nu în ultimul rând felicit Catedra de Otorinolaringologie a Universității noastre pentru că produce astfel de teze de valoare științifică. Despre rinosinusita cronică polifază s-au scris volume întregi și era într-adevăr destul de greu să găsiți ceva nou de discutat și iată că doamna doctorant a reușit să facă acest lucru. Vorbim de o boală multifactorială, așa cum s-a prezentat și în expunerea doamnei doctor, la care uneori noi nu tratăm de fapt cauzele, tratăm numai efectul bolii. Și în cazul polipilor nazal de rinosinusitele cronice polipoase, adesea noi tratăm doar acești polipi care reprezintă efectele unui proces inflamator infecțios cronic. Și noi avem de-a face cu foarte multe recidive, cu nemulțumirea și frustrarea pacientului și inclusiv nemulțumirea și frustrarea corpului medical care îngrijește pacientul. Motiv pentru care, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă etiologia, background-ul, termen anglosaxon al acestei inflamații, e foarte bine că v-ați gândit și la stresul oxidativ. În general, toată lumea se gândește la infecție. A fost o perioadă în care am învățat că și fungii pot să producă această rinosinusită, dar nimeni nu s-a uitat la mai în amănunt, la moleculă, la markerea inflamației. Și iată că stresul oxidativ și inflamația, așa cum doamna doctoran ne-a spus, merg mână în mână și permanentizează un proces inflamator care determină o boală evolutivă și implicit recidivă. Pacienții noștri au la îndemână tratamentul antiinflamator antibiotic, corticoterapia, respectiv antibioterapia și chirurgia. Și de multe ori rezultatele medicale așteptate, sigur, caută și alte remedii. Și este foarte bine că le puteți oferi tratamente adecvate în concordanță cu ceea ce ați studiat. Aș vrea să mai spun că aceste valori mari, așa cum ați arătat, conferă și severitate, valori mari ale marcărilor stresurilor oxidativ, conferă și severitate și gravitate acestor rinosinusite, deci atât că ne încadrăm și în ceea ce înseamnă urmărirea pacientului din punct de vedere al tipului evolutiv și al severității bolii. Mi-am plăcut și am apreciat și în referatul pe care l-am trimis protocolul complex al studiului, felul cum ați controlat minuțuri pacienții, cum ați reușit să abordați atât aspecte importante de cercetare. Aș sublinia implicatul inflamator din țesut ca factor de predicție și este foarte bine pentru că s-a scris și în literatură și în asta aș cerceta și ați verificat. Apropo de implicatul inflamator, eu zi mă cuvinte care conferă un factor de gravitate în evoluția acestor rinosinusite cronice și care este, dacă vreți, în concordanță cu ceea ce a studiat dumneavoastră și cu stresul oxidativ. De asemenea, rezultatele au fost diseminate și vă felicit că ați publicat 14 lucrări științifice care s-au legat de această lucrare. 239 de titluri biografice arată că ați citit, că ați studiat problema, că ați abordat și ați știut care este minusul în literatura de specialitate. Apoi, faptul că v-ați referit la un început, la endotip al rinosinusitei, arată că sunteți modern în gândirea medicală
pentru că asistăm la ceea ce înseamnă medicina personalizată. Nu mai putem da tratamente identice pentru orice pacient. Trebuie să plecăm pacientul din punct de vedere al logicității și evolutivității bolii domnii sale. Nu o să insist asupra fiecărui capitol, a făcut o parte de urmă domnul profesor Manuiu de detaliu, aș spune că teza are valoare științifică, are aplicabilitate practică și de aia și întrebarea mea a fost în sensul ăsta, atât cât se poate să încurajați colegii să ia în calcul și stresul oxidativ și să le administreze antioxidanți de genul acest pacient. Consider că îndeplinește toate criteriile unei teze de doctorat de valoare, așa cum a certificat și Consiliul Științific și toate examenele din care ați trecut până la acest moment. Personal sunt într-un totul de acord să vi se acorde titlul de doctor în științe medicale, cu calificativul excelent, vă felicit și felicit catedra doctorului în onologie a Universității din Astra. Vă mulțumesc frumos! Domnul profesor Sarapoleanu, vă sunt profund recunoscătoare pentru recenzia amplă, pentru timpul prețios acordat, pentru punctul dumneavoastră de vedere, pentru punctul de vedere a unui specialist de talie internațională, deci și pentru calificativul înalt. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos, domnul profesor, pentru o analiză foarte amplă, foarte mulțumesc a lucrării competitoare noastre. Acum trecem la discursul membrilor Consiliului Științific Specializat și dați voie să prezint cuvântul domnului profesor Budimac, referitor la Iată. Onorată asistență, consider că teza doamnei Istatenko-Ala cu titlul Impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinuzitei cronice, după actualitate, nivelul metodologic, inovația științifică, semnificația și valoarea teoretică și practică corespunde cerințelor ANACER față de tezele de doctorat, iar autorul acestei teze merită justificat conferirea titlului de doctor în științe medicale. Noutatea științifică și originalitatea acestei lucrări complexe rezultă din obținerea rezultatelor unicale care a permis în premieră elaborarea unui concept original nou al patogeniei rinosinuzitei cronice, concept în care rolul principal îi se atribuie formării unui cerc vicios, a cărui componente de bază sunt radicale liberi și inflamația cronică, componente sau procese interdependente care decurg în paralel, susținându-se una pe alta, iar măsurile terapeutice trebuie orientate spre distrugerea acestui cerc vicios, aplanarea procesului inflamator cronic și neutralizarea radicalilor liberi. Dar teza creează premisele dezvoltării medicinii personalizate, medicinii bazate pe dovezi, care presupune cunoașterea și utilizarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit adaptarea mai bună a tratamentelor la profilul individual al pacientului și un management mai eficient al maladiei. Tezei se poate atribui calificativul excelent în corespundere cu următoarele criterii. Noutatea și originalitatea lucrării excelent, suportul metodologic al lucrării excelent, relevanța științifică a rezultatelor excelent,
redactare tezei și conținutul tehnic foarte bine, respectare eticii și deontologiei profesionale excelent, calitatea susținerii tezei excelent și publicarea ediției științifice, prezentarea la conferințe științifice foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul profesor Gudumac, vă mulțumesc mult pentru lectura, pentru analiza amănunțită a lucrării noastre. Vă sunt profund recunoscătoare. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos, domnul profesor, pentru analiza ampla lucrării. Acum cuvântul se oferă membrului Consiliului Științific Specializat, domnul profesor Mihai Dan Cupțeanu. Poftim, domn profesor! Mare domnule președinte, domnul profesor Sergiu Medicean, mare domnule profesor Vasili Mahac, următorul tezei de doctorat, dragi colegi, este o mare plăcere de a face parte din acest consiliu științific. Am citit cu mare atenție lucrarea care a fost trimisă și am făcut constata faptul că doctoranda și conducerea următorului doctorat a făcut un efort deosebit pentru a putea precisa unele aspecte noi pentru o afecțiune care știm tot este ultra cercetată și cu foarte multe prezentări la diferite congrese, simpozioane și așa mai departe. Sigur că antevorbitorii mei au prezentat clar despre această lucrare, însă trebuie de menționat două lucruri care, conform cu numelor de la tezele de doctorat pe care le urmăm noi și care le prezentăm, doctorata a reușit să prezinte niște lucruri foarte importante. Și de ce spun acest lucru? Pentru că la discuții, după rezultatele pe care le-a prezentat, a făcut referire la literatura de specialitate, a prezentat lucrurile care s-au dezvoltat și a putut în felul acesta a găsit practic noutatea în studiul domeniului sale. Important este, după cât am citit această teză, domnia sa a reușit să realizeze trei direcții de cercetare. Aceste trei direcții de cercetare majoare este o casuistică eloquentă la care criteriile din includere și excludere au fost foarte foarte precisate și în felul acesta a putut să facă niște concluzii pertinente, a permis să dea valoarea acestei teze. Și dacă luăm varianta de evaluarea marcherilor stresului legislativ, este foarte important această întrebare a pus-o și domnul profesor Saracolean. Și în felul acesta s-a putut răspunde într-un fel și la întrebarea pusă de domnul profesor Manu, referitor la legătura care există între stres oxidativ, proces inflamator și aspectul histopatologic și plastice. Acest lucru permite o individualizare viitor a tratamentului pentru această afecțiune nosuzită cronică policolică. Și în același timp, sigur că întrebarea care a fost pusă de rolul antibioterapiei în această patologie este tocmai explicată în cazul tezii prin faptul că folosirea anumitor clase de antibiotice pot fi în contract să favorizeze evoluția nevastă a acestei afecțiuni. Deci este foarte important aceste precizări în viitoarea chemului tratament și în mediul în aceste afecțiuni. Noi știm că practic toate celelalte medicamente care sunt prezentate, inclusiv intervenții chirurgicale, sunt foarte importante, dar la fel cum a precizat profesorul Saracolean, care este un vârf materie, nu atât la noi în țară, deci în domeniul vast internațional, până le-a precizat
foarte corect importanța aplicării acestor antioxidanți. Aceste lucruri sunt importante prin faptul că doctorana a citit un număr mare de indici biografici care ne-a permis să vadă ce s-a putut rezolva la nivel internațional. În felul acesta se încerce, producția domnului profesor Carac, să se focuseze asupra unor lucruri care au fost numai puțin studiate. Sigur că prezentarea este clară, faptul că România s-a reușit să obțină niște rezultate și a putut publica diferite jurnale, prin care a putut să arăți că studiul românitare a putea să fie aplicat în viitor și în schimbarea, să spun, a obligii, a modului de includere în tratamentul acestor politici și a dedicatii antioxidante. Sigur că este foarte important faptul că determinarea marilor acestea ai spusului un politic natal este important să fie o concordanță cu aspectului psicopatologice care le-a observat și este de interes. Datorită acestui fapt, concluzie care a tras doctorata la sfârșitul fiecărui antipocin, special în final la concluziile generale, scoate de evidență practic această necesitate de a studia a comparativ aspectul psicopatologic cu acei marche antioxidanți. Sigur că probabil este destul de greu de aplicat la toți pacienții care fi postului, probabil nici la urma noastră, pentru că toți acestor marche nu sunt binecuvântate. În orice caz, valoarea acestui sens o consider deosebit, iată, încadrează în culturile a multe consultători din operarea atâta ani, e cauză de respect la colegii care le-am doctorat, ne coincid cu formalitatea noastră de gândire, motiv pentru care eu sunt pentru totul de acord ca doamna doctor să obțină titlul de doctor în științe medicale, felicit în mod deosebit pe domnul profesor Carac și pe domnul profesor Vesician, care îi știu activitatea dumneavoastră ani de zile și care suntem convins că și în viitorul să poată să coloneze la fel de pertinent cei alți doctorani. Sigur că vă mulțumesc pentru vremea acordată. Sper să putem în continuare să colaborăm în așa fel încât să putem continua din punct de vedere științific pe ambele părți. Vă doresc succes în continuare și mult sănătate. Vă mulțumesc mult, domnul profesor Cobzeanu, vă sunt profund recunoscătoare. Vă mulțumesc din suflet pentru lectură, pentru analiza detaliată a lucrării noastre, precum și pentru timpul prețios acordat și, de asemenea, pentru calificativul înalt, pentru apreciere. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc frumos, domnul profesor, pentru analiza foarte detaliată a tezii. Acum, cuvântul se oferă doamnei conferințar Tudor Ilena pentru analiza tezii discutate. Poftim, doamne conferințar. Este mișcă în doamne. Bună ziua! Sunt auzit în sală, nu? Da. Mulțumesc, domnul președinte, consiliul este specializat, stimați tineri, consiliul este doamna Sfântă, stimați doctorandă, sunt menționat cu studiul de conține de mutate, coloare și prezență cea mai citativă. În rezultatul studiei, o succesul să și informații exploativă în
a reușit cu noi cum face pentru a utiliza managementul acestei maladii, în rezultat să le reușit a fi determinat impactul strictului Fox, să fie ca un factor divins de patogenie a polipozei erosoasală și importanța cunoașterii activității antioxidante în această patologie. A fost evidențiată lucrare și importanța utilizării condiționare scorul în managementul de eficiență a polipozei erosoasală. De asemenea, au fost evidențiate endotipurile polipozei erosoasale, care, de asemenea, contribuie la evaluarea consumului de cunoaște acest faptul, foarte vorbesc, cum am menționat, am înălțat managementul cazului de polipoză rezultată, în special în polipoză rezultată cu comorbiditate. Numărul de observare, procesare statistică, metodologie, 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 demonstrează că documentarea se desfătătoare a consumat o problemă, este prejistare și importanță a concluzilor și recomandărilor practice. În baza acestor menționate, lucrarea cu tema impactul stresului străinii patogenia în instituții cronici policoase este o lucrare recitare și decizionalizată, prezintă valoare și decizionalizată importantă și corespunde cerințelor ANACER în anitate care prioritează energie obținerea obținerilor și decizionalizată și obținerilor medicale. Și doamna Alex Stratienco, merită că e bine să conferi acest titlu științific. Și atunci felicitări pentru lucrarea reușită prezentată și felicitări pentru domnul științific, pentru domnul doctor Țara Pasirica Vare, de asemenea și consultantul științific, domnul doctor Capitan Anatolie Cășinescu. Doamna conferințiar Tudor, vă mulțumesc mult pentru analiza, lectura lucrării noastre. Vă sunt profund recunoscătoare pentru înaltul calificativ acordat. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos, doamnă conferințar, pentru participarea în discuție, pentru părerea interesantă. Acum, cuvântul se oferă doamnei conferințar Polina Tabi pentru analiză, pentru câteva cuvinte referitor la teza discutată. Stimate domnule președinte, onorată asistență, teza este consacrată rinosinusitelor polipoase, acestea reprezentând o problemă de management în sănătate, afectând semnificativ calitatea vieții pacienților, fiind implicat în aproape toate suferințele din sfera otorinolaringologică. Interpretarea și cunoașterea corectă a acestei patologii în contextul dezvoltării ei actuale, în relație directă cu patologia zonelor de graniță și cu participarea ei la suferința întregului sistem respirator, este necesară și utilă în interesul unei corecte atitudini diagnostice și terapeutice. Tratamentul existent al rinosinusitelor cronice polipoase rămâne a fi unul nesatisfăcător în zilele de astăzi, procesul patologic exprimându-se printr-o tendință totuși mare de recidivare, estimată până la, de la 20 până la 40%. Autorul a prezentat o fundamentare teoretică amplă a respectivei probleme, în special propunându-și ca scop cercetarea implicației stresului oxidativ în patogenie rinosinusitelor cronice, polipoase, în vederea anunțării atitudinii terapeutice. Au fost expuse rezultatele esențiale ale lucrării, analiza în mod critic a rezultatelor investigațiilor, confruntate cu datele altor savanți și formularea recomandărilor ulterioare. Concluziile tezei sunt pline de conținut, reflectând obiectivele cercetării, recomandările practice sunt clar formulate, cu o menire clară pentru medicina practică. Este o lucrare științifică finisată prin utilizarea metodelor contemporane, complexe, obținându-se date noi și originale, atât științifice cât și practice. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Doamna conferențiar Ababi, vă sunt profund recunoscătoare pentru analiza lucrării noastre, pentru timpul prețios acordat. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc și pentru calificativul înalt, pentru apreciere. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc, doamna conferențiar, pentru analiza detaliată a lucrării. Onorată asistență, poate încă cineva dorește să-și spune părere referitor la teza
care este discutată azi în cadrul Consiliului Științific Specializat. Poftim discuții libere. Cine dorește, vă rog frumos, spuneți părerea în referitor la este doamna ministră Tencu. Poftim. Poftim. Nu știu, 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 nu
Domnul profesor Danilov, vă mulțumesc mult pentru apreciere, pentru examinarea minuțioasă a tezei noastre și vă mulțumesc pentru sugestii. Neapărat vom ține cont de ele. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc frumos, domn profesor. Poftim încă cine vrea să expui părere referitor la tema discutată astăzi. Poftim cine dorește. Nu mai sunt doritori. Dacă nu mai sunt doritori, permiteți și mie să-i spun câteva cuvinte în calitate de membru al Consiliului Științific Specializat referitor la teza doamnei Istratienko. Problema care a fost discutată astăzi este foarte actuală pentru specialitatea noastră, rinosinusită polipoasă, este departe de a fi rezolvată definitiv. Scopul lucrării este bine determinat, sarcinile sunt bine formulate, concrete, și a permis competitoarei să rezolve cu succes scopul cercetării. Concluziile generale sunt bine formulate și din conținutul și din rezultatele cercetării. Bineînțeles, nu toate întrebările referitor la rinosinusită cronică referitor la etiopatogenie rinosinusite cronice polipoase au fost rezolvate, dar totuși scopul, eu consider că scopul cercetării și sarcinile cercetării au fost realizate destul de bine de competitoare. Și consider că lucrarea este un studiu științific finalizat și, după părerea mea, competitoare merită oferirea gradului științific certificat din doctor în științe medicale. Acum, după expunerea părerilor membrilor Consiliului Științific Specializat, cuvântul se oferă conducătorului științific, domnului Contenuțar Vasile Cabal. Poftim, domnul Contenuțar. Stimate domn președinte al Consiliului Științific, stimați membri, stimați profesori, colegi, la început vreau să-mi cer scuze de deficiențele tehnice, încă nu suntem deprinși să activăm în format mixt. Sperăm că în curând vom activa doar într-un format, în format cu prezență fizică, să ne vedem, să ne auzim în realitate. Deseori tehnica ne duce în eroare. După regulamentul vechi în care se susține și teza de astăzi, conducătorul științific nu este în drept pentru a aprecia valoarea lucrării. Asta au făcut-o cu succes acele persoane care au fost implicate în acest eveniment. Eu doar aș vrea să îmi spun părerea și câteva cuvinte despre Alla Istratienko, doctorant, ca personalitate, ca specialist. Deja doamnă doctor conferențiar secretar al Consiliului Științific a prezentat ceva informație din curriculum despre activitatea dumneavoastră. Eu doar aș vrea să spun câteva caracteristici. În primul rând, ea posedă de o tenacitate extraordinară. Muncește și reușește peste tot. După absolvirea, chiar în rezidențiat, deja undeva s-au manifestat unele calități de savant. Activând ca medic rezident în clinica Aurelie de la Spitalul Sfânta Treime, am rugat-o să prezinte o informație la ședința societății.
și de atunci s-a simțit totuși acele calități de savan. Perseverență. Și unul din cele care probabil că puțin o să o încurce în viață este perfecționismul. Deci, Aula, hai să facem, nu, încă ceva trebuie de făcut. Poate mergem, nu, eu n-am reușit aceea. Ala, mai mergem, nu, eu n-am înțeles, până nu o să înțelegem, nu facem nimic. Ce facem cu statistica? Noi lucrăm, însă stați puțin. Încă ceva trebuie aici de... Deci asta este bravo. Și multe, multe alte calități le are doamna doctorant. De asemenea, pe parcursul activității doctorant, ea activat și ca asistent universitar. Paralel cu specialitatea URR pe care nu a lăsat-o, a însușit și medicina de laborator. Parcursul la 7 ani, ea activat și ca asistent universitar în această direcție. În afară de URL, ea a mai însușit și audiologia. Deci nu numai examinează, dar testează și auzul. Bravo! Încă un lucru și un eveniment foarte important, probabil este importantă și ceea ce facem noi astăzi, însă pe parcursul activității a adus la viață și un copilaș, un Alexandru, care undeva aici în coridor ascultă cum mama retrăiește și are emoții. Felicitări, Ala, ați reușit și asta. Eu sper că și în viitor o să activați și marcherii pe care dumneavoastră ați prezentat azi, cât de cât o să reducă din suferințele pacienților cu această patologie. Că mulți exprimă boală, patologie, afecțiune, însă ea, în teză, dacă ați tras atenție, a scris suferință nazosinuzală. Că, într-adevăr, atât pentru pacient, cât și pentru specialiștii care se ocupă în acest domeniu, este o suferință. Parcă ai înlăturat tot, parcă ești tot bine. Și 2-3 luni, jumătate de an, pacientul vine iar. Iar nu respiră nasul, iar de eliminări, iar dureri de cap. Și parcă ar părea niște polipi la nivel de nas, însă foarte, foarte mult dereglează calitatea vieții. Nu poți dormi, nu poți gândi și nu poți face multe alte lucruri. În respect deosebit și mulțumire domnului profesor Valentin Gudumac, care personal a realizat studiul, ne-a îndrumat, ne-a sfătuit cum să colectăm, cum să păstrăm și cum să aducem la bun sfârșit acest studiu. O mulțumire deosebită și atitudine față de domnii profesor Codru Sărafoleanu și domn profesor Mihail Dan Cobzean, care tot timpul ne-au ajutat, ne-au susținut și ne-au îndrumat în activități, atât în realizarea acestui studiu, cât și în alte momente. Vă mulțumim foarte frumos. Și domnul profesor Vișnevski, care a fost ideea ca noi să finisăm această lucrare. Ora este târzie, eu vă mulțumesc la toți pentru susținere, pentru apreciere, iar doamnei doctorant îi dorim succese și eu sper că în timpul apropiat o să aibă mai mult timp să se ocupe și cu Alexandru. Succese, sănătate și numai bine. Vă mulțumim la toți! Domnul conferențiar Vasile Cabac, vă mulțumesc mult pentru cuvinte atât de sincere. Vă sunt recunoscătoare pentru tot ajutorul, sprijinul, încrederea. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc frumos, domnul conferențiar, că ați pregătit-o disertantă foarte bună, care a demonstrat azi rezultatele foarte interesante, excelente. Cuvântul se oferă consultantului științific, domnul profesor Vișnevski, poftim, domnul profesor. Da, stimate domnule Vișnevski, stimate de Consiliului, mă rog, asistență, cu revedere la elementul de astăzi, vreau să menționez că am cunoscut-o de la urmă este Remo Ala. În anul
am fost menționat, dar am fost repartizat pe calitate de asistent universitar la Catedra de Medicină a Bărătorului. De la început, de la primele discuții cu domnul Isar, am înțeles că este o persoană foarte inteligentă și care lucrează cu cunoștințe foarte ample care au fost promovate de colegii universității, personalul, prezidențarului, la autorinoare ecologie. Nu este precis, dar chiar în momentul de salutare de activitate, doamna Estratefa a fost prezentat funcție de afară de sen, cea de studii la Academia de Medicină de Laborator, funcția pe care a realizat-o în 2020, departamentul în Academia de Medicină de Laborator, și această funcție a fost realizată cu privo, fără careva obiectii, în acest motiv sau acesta mi-a indicat faptul că este o persoană foarte responsabilă, cu calități oneste, este o persoană corectă și cum am menționat și domnul Corbelețar Căvar, este o persoană foarte perseverentă. Aceasta s-a manifestat în partea Academică și parcursul realizării acestei lucrări care astăzi, sper eu, să aibă o finalitate pozitivă, tot depinde de parte de membrii Consiliului Științific. În ultimul rând, aș vrea să mulțumesc că doamna Estratego, are o gândire critică foarte dezvoltată. Acest fenomen poate fi observat în regulă și parte spate cu citeza, care a fost prezentat la asta sau în somatul. Ceea ce este un lucru foarte important, i-a reușit de a venea, să zicem, studii fundamentale cu studiile clinice și după vremea este domnul conferențiar Vișnevski, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți consultant științific la teza noastră. Vă mulțumesc pentru încredere, sprijin, pentru toate sfaturile valoroase, sfaturile științifice. Pentru încredere, vă mulțumesc mult. Mulțumesc frumos, domn profesor, pentru pregătirea, pentru participarea în pregătirea tezei și pentru educația competitoare la catedra în care activează actualmente. Acum cuvântul se oferă secretarului științific pentru prezentarea proiectului decizii Consiliului Științific Specializat. Poftim, doamne secretar. Mulțumesc mult, domnul președinte. Proiectul hotărârii Consiliului Științific Specializat de 321.16-21-17 din cadrul instituției publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstemețanu din Republica Moldova cu privire la conferirea titlului științific de doctor în științe medicale, specialitatea 321.16 otorinolaringologie, doamnei Istratenko Ala, în urma susținerii publice a tezei cu titlul Impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice pulipoase, specialitatea 321.16 otorinolaringologie. Conducător științific Capac Vasilei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, consultant științific Vișnevski Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. Procesul verbal din 30 iunie 2021. Consiliul Științific Specializat decide. Teza de doctor în științe medicale a doamnei Stratenko Ala, impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinusitei cronice polipoase,
se reprezintă ca o lucrare științifică ce abordează o problemă actuală și importantă pentru otorinolaringologie, fiind consacrată rinosinusite cronice polipoase și anume elucidării aspectelor patogenetice ale acesteia pentru optimizarea managementului și tratamentului. Rezultatele raportate astăzi și discutate în cadrul Consiliului Științific Specializat sunt importante, punând în evidență impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinusite cronice polipoase, prezentând astfel un suport științific care orientează spre noi direcții de cercetare în domeniu legate de diagnosticul endotipurilor și tratamentul medicamentos țintit al acestora. Concluzia Consiliului Științific Specializat a apreciat teza de doctor în științe medicale a doamnei Ala Istradenko ca o lucrare științifică de o contribuție teoretică și practică substanțială pentru soluționarea unei probleme științifice de o importanță semnificativă. Teza doamnei Istradenko Ala cu tema Impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice polipoase, specialitatea 321.16, otorinolaringologie, corespunde pe deplin cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, înaintate pentru tezele de doctor în științe medicale și autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Președintele Consiliului Științific Specializat, Petrician Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, secretarul Consiliului Științific Specializat, Ababiu Polina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Cum o să facem alegerea? Da. Mulțumim frumos, doamna secretar, doamna conferențiar. Și acum la noi merge proces de votare. Și trebuie să alegem comisia de numărare voturilor. Sau secretară. Votăm în mod electronic. Dumneavoastră, membrii Consiliului Științific, ați primit online buletinul de vot și poftim expuneți părerea prin poștă electronică. Poștă electronică. Одинчку, да? Да, да, мы с вами. Микрофон. Onorată asistență, dați voie să prezint rezultatele votării. Prezint la rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat, de 321.16.21.17, profil 321, medicină generală, specialitate 321.16, otorinolaringologie, din cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tisunțanu din 30 iunie anului 2021. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe medicale doamnei Istradenko Ala în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale cu titlul Impactul stresului oxidativ în patogenie rinosinusite cronice polipoase. Au fost prezenți la vot 5 membri Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5 membri Consiliului Științific Specializat, contra 0. În rezultatul votării, doamnei Istradenko Ala se conferă titlul de doctor în știință medicală. Felicitările noastre! Onorată asistență și în finele Consiliului Științific, cuvântul se oferă doamnul competitor, doamnul deja doctor în științe medicale, Istradenko Ala. Vă mulțumesc mult! Întreaga activitate de cercetare din perioada doctoratului
n-ar fi fost posibilă fără sprijinul multor personalități notorii, colaboratori, colegi, prieteni, dar și al familiei. Mă simt profund marcată de sentimente de fericire și împlinire care provin din mulțumirea profesională și personală a studiului dus la fine. Pe această cale doresc să le mulțumesc tuturor acelor oameni minunați care mi-au oferit consultanță științifică și care și-au rupt din timpul lor liber pentru a mi oferi sprijin și ajutor. În primul rând, aduc sincere mulțumiri Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimețeanu, distinsului academician rector viager Ion Ababi și domnului rector profesor universitar Emil Ceban pentru oportunitatea de a efectua studiile postuniversitare prin doctorat la specialitatea otorinolaringologie, pentru condițiile create pe parcursul anilor de studii și pentru atenția sporită domeniului cercetării. Mulțumesc școlii doctorale în frunte cu profesorul universitar Șapte Frați Lilian și departamentul de cercetare în frunte cu domnul academician Groca Stanislav pentru instruirea avansată în domeniul cercetării atât de necesară în elaborarea unei teze și pentru posibilitatea de a prezenta rezultatele cercetării. Adresez mulțumiri din suflet conducătorului științific al acestei teze, domnului Cabac Vasile, doctor în științe medicale conferențiar universitar și consultantului științific domnului Vișnevski Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, pentru încredere, încurajare, sprijin, profesionalism și pentru calitatea științifică oferită, dar mai ales pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestei perioade. Adresez sincere mulțumiri distinșilor referenți oficiali, domnului Maniuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și domnului dr. Codruț Sărăpoleanu, profesor universitar UMF Carol Davila, București, pentru onoarea acordată de a recenza această lucrare, pentru competența și prezența formatoare, precum și pentru înaltele calificative acordate la aprecierea tezii. Deosebită gratitudine datorez membrilor Consiliului Științific Specializat, domnului Petrician Sergiu, președinte, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, doamnei Ababi Colina, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, domnului Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnului Cobzeanu Mihail Dan, doctor în științe medicale, profesor universitar, UMF Grigori T. Popa Iași, doamnei Tudor Elena, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător. Vă mulțumesc din suflet pentru timpul prețios acordat, pentru sfaturile științifice valoroase, cât și pentru exprimarea obiectivă a părerilor referitor la conținutul tezii. Aleasă considerație datorez referenților rezumatului tezii domnului dr. Berteșteanu Șerban, profesor universitar UMF Carol Davila București, domnului dr. Silviu Albu, profesor universitar UMF Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca, domnului dr. Danilo Zician, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și doamne dr. Stratula Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. De asemenea, țin să le mulțumesc catedrelor de otorinolaringologie și catedra de medicină de laborator pentru sprijin, pentru toate sfaturile și îndrumările pe care mi le-au oferit pe parcursul doctoratului. Această teză nu ar fi fost posibilă fără ajutorul enorm al domnului Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, în fruntea laboratorului științific de biochimie și a colaboratorilor acestui laborator, care și-au sacrificat mai multe zile pentru a mă ajuta cu analizele de laborator. Le exprim mulțumiri cordiale pentru ajutorul oferit. Un sincer mulțumesc îl adresez clinicii Orele și colaboratorilor secției chirurgie funcțională, fonoaudiologie și recuperare Orele din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, unde a fost realizat studiul. Pe această cale doresc să adresez un mulțumesc sincer profesorului universitar Sandu Alexandru și Petrician Sergiu. Țin să le mulțumesc de asemenea medicilor acestei secții, Cernulev Eduard, Bajureanu Andrei, Osman Victor, Buraховski Nicolae, Kirtoka Boris, medicilor rezidenți, precum și asistentelor medicale, pentru ajutorul în prelevarea specimenelor. De asemenea, țin să le mulțumesc tuturor prietenilor care mi-au fost alături ori de câte ori a fost nevoie necondiționat. Deosebită mulțumire o adresez doamnei Lilia Codrean Bacalân, doctor în științe medicale, pentru sfaturi valoroase și sprijin. Nu în ultimul rând, adresez un mulțumesc din suflet familiei
fiindu-i dedicată această reușită. O prețuire nespusă o am pentru părinții mei, care întotdeauna m-au încurajat și mi-au sprijinit cu tot ce le-a stat în putință. Să-mi urmez și să realizez visele. Le mulțumesc persoanelor care dau sens vieții mele, neprețuitului meu fiu și iubitului soț, care au avut răbdarea de a suporta absența, pentru încrederea în mine, dragostea lor și permanentă încurajare. Tuturor celor care m-au sprijinit, le ofer cele mai bune gânduri și sentimente de recunoștință. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc frumos, doamna Ala, pentru cuvintele frumoase. Onorată asistență, ordine de zi a Consiliului Științific Specializat este deja folosată. Vă mulțumesc pentru participare, pentru participarea activă. Vă doresc sănătate, succese în muncă și toate cele bune. Vă revedere. O zi bună în continuare.